Miercurea din săptămâna luminată este o zi de care se leagă multe tradiții și obiceiuri vechi pe care românii din diferite zone ale țării le respectă cu sfințenie. Pe 8 mai, biserica îl cinstește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cel care și-a plecat capul la pieptul Domnului, la cina cea de taina, fiind numit și ucenicul cel iubit al lui Hristos. Pe 8 mai, Biserica îl cinstește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cel care și-a plecat capul la pieptul Domnului la cina cea de taină, fiind numit și ucenicul cel iubit al lui Hristos. Acesta a scris Evanghelia cele trei epistole și Cartea Apocalipsei. Se spune că la puțină vreme de la îngroparea Sfântului, trupul a dispărut. Există în credința că acesta a fost mutat la cer. De asemenea, se mai spune că din mormântul său ieșea o pulbere albă cu care creștinii din acea vreme se vindecau de toate bolile și neputințele miercurea și vinerea din săptămâna luminată sunt numite zile cu hărți, adică se poate mânca de dulce. Aceste zile cu dezlegare au fost rânduite de biserică pentru a marca bucuria învierii Domnului. Astfel, în miercurea și vinerea din săptămâna luminată nu se ține post. În lumea satului tradițional, în miercurea din săptămâna luminată sunt respectate mai multe tradiții și obiceiuri. În această zi, bărbații pot începe muncile câmpului, însă femeilor le este complet interzis. Potrivit unor superstiții, femeile nu au voie să muncească în miercurea din săptămâna luminată, pentru că altfel nu vor avea ce să pună pe masă în restul zilelor din an. Mai mult, femeile care se încumetă să lucreze în grădină în această zi vor rămâne fără răsaduri, căci toate plantele vor fi distruse peste noapte. Este interzis ca femeile să coasă în această săptămână pentru că vor muri lovite de fulger. Se mai spune că este bine ca toți oamenii să poarte haine albe în săptămâna luminată, pentru a fi protejați și binecuvântați întregul an. Relatează antena 3.0